Legea 509/2006 prevede acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele 1-4 din învățământul de stat și confesional. Deși au trecut ani de zile de când legea a fost aprobată, aceasta nu a fost pusă în aplicare și se pare că nici în acest an școlar nu se va întâmpla acest lucru. Este prima mea lege și până acum niciun guvern nu s-a implicat să o pună și în aplicare. Practic nu i-a scos normele de aplicare și ea nu este aplicabilă. Unul dintre motivele pentru care se pare că legea nu a fost aplicată ar fi și lipsa unor recipiente în care să fie ambalată mierea într-o cantitate mai mică, astfel încât micuții să nu o risipească. Senatorul Doina Silistru, inițiatorul legii, este însă convinsă că acesta este doar un motiv puieril. Problema este că acum tehnica este atât de avansată încât cantitatea de miere de albine pe care eu am propus-o să fie dată, poate fi împachetate în acele caserole mici care pot fi date la sfârșitul orilor copiilor, se duc acasă și o pun pe o felie de pâine și o pot consuma. Eu sper din tot sufletul să acest proiect, acest program să fie pus în aplicare, pentru că sunt foarte mulți copii care nu știu gustul mierii de albine. În sprijinul ideii vin și apicultorii care consideră mierea un adevărat medicament pentru sănătatea copiilor. Le va crește cu certitudine imunitatea. Vor deveni mai energici, pentru că mierea înseamnă energie, mai ales în perioadele acestea reci. Ce este mai important în viața aceasta decât sănătatea? Și dacă vom alimenta copiii sănătos acum, sigur că și societatea în viitorul apropiat și foarte apropiat va fi mai sănătoasă. Apicultorii au însă și o observație. Mierea introdusă în meniul școlar al copiilor ar trebui să fie de cea mai bună calitate, de preferat din cea produsă de către apicultorii locali. Cea din export, plină de aditivi, nu ar aduce beneficii de niciun fel micuților.